bine să înțelegeți cuvântul lui Dumnezeu. Respectuos, vă invit să vă ridicați în picioare, din cinste astfel cuvântului sfânt, și am să citesc dintr-o singură parte din Scriptură, din Evanghelia după Ioan, dar am să citesc din două părți. Din capitolul 1, am să citesc versetul 6, 7 și 8, și de la versetul 19 până la versetul 34. Evanghelia după Ioan. Sfânta Evanghelie după Ioan, din capitolul 1, versetul 6, 7 și 8, și apoi de la versetul 19, citim în continuare. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. De la versetul 19. Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudei au trimis din Ierusalim pe niște preoci și leviți să-l întrebe, tu ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și l a răspuns, nu. Atunci au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustiu, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimișii erau din partea fariseilor, ei i-au mai pus următoarea întrebare. Atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? De răspuns Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți El este acela care vine după mine și care este înaintea mea Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cu reaua încălțămintei lui Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii el este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea și care era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam. Dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă ca el să fie cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frașii și soră dragii mei, Într-o zi, așa aceasta, într-o zi de sărbătoare, atunci când ne uităm la evenimentul botezului Domnului Isus Hristos, ne uităm pe de o parte la două evenimente și pe de altă parte la două personaje. Două evenimente care sunt legate, cel puțin în relatarea scripturii, așa este. Întotdeauna, dacă vă veți uita, veți vedea și Evanghelistul Matei, care are parcă în cel mai detailat momentul. Și Evanghelistul Marcu, care începe cu botezul, vedeți că Marcu nu are nicio relatare legată de venirea în lumea Domnului Isus. Marcu începe direct cu botezul Domnului și apoi cu ispitirea. Și fiecare Evanghelist are detalii, pentru că e atât de important să ne uităm la cele trei Evanghelii sinoptice, și la Matei, și la Marcu, și la Luca, pentru a avea un tablou întreg al evenimentului și al evenimentelor, de fapt, petrecute în urmă cu aproape 2000 de ani în Israel la Iordan. Evanghelistul Luca și el are sublinierea lui și dacă vă uita de deci cei trei evangeliști vorbesc de botez și de ispitire. Leagă cele două evenimente imediat. După botezul în apă a urmat revărsarea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt și imediat după aceea, Ni se prezintă atât în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, cât și în Evanghelia după Luca, tot la capitolul 4, ispitirea Domnului Isus. De aceea legăm cele două evenimente. Spuneam, într-o zică aceasta, două evenimente la care ne uităm și două personaje. Personajul principal, cu rolul principal, este Domnul nostru Isus Hristos. El este întotdeauna în atenția noastră. Evenimentele îl scot în evidență pe El. Și botezul, el este în centru și ispitirea tot el este în centru. Dar lângă personajul principal, lângă Domnul Isus Hristos în evenimentele acestea, apare și un alt personaj tot important, să știți. Nu este mai important ca Domnul Isus Hristos pentru că nimeni nu este mai important ca Domnul. Există tendința aceasta de a substitui, de a înlocui Există tendința aceasta de a pune undeva de o parte pe Domnul și de a scoate în evidență poate alte personaje care au și ele un rol important în Scriptură și nu minimalizăm cu absolut nimic nici rolul personajelor din vechiul testament, nici rolul personajelor din noul testament. Dar singurul care merită închinarea, singurul care merită cinstea, singurul care merită să-i aducem slavă și glorie este Domnul nostru Isus Hristos. Este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Înaintea Dumnezeirii ne închinăm și pe Dumnezeu îl preamărim în tot și toate. Dar nu este greșit să ne uităm la personajele scripturii. Și pentru după masa aceasta, mi-am propus să ne uităm la Ioan Botezătorul. Să învățăm de la Ioan Botezătorul. Mi-aduc aminte că în programa școlară a disciplinei religie în România am avut mai ales la clasa a patra, era, așa era concepută programa, să discutăm despre personaje ale Vechiului și Noului Testament. Și cu elevii de clasa 4, -a, începând în primul semestru și apoi trecând și în al doilea semestru, în prima parte, în primul semestru, până undeva în luna ianuarie, discutam despre personaje ale Vechiului Testament și scoteam în evidență personajele Vechiului Testament, iar după aceea, după luna februarie, când începea semestrul al doilea până în luna iunie, discutam despre personaje ale Noului Testament. Și mi-aduc aminte că în discuțiile pe care le-am avut cu elevii mei, scoteam în evidență următorul aspect. Spuneam, sunt patru categorii de personaje pe paginile Sfintelor Scripturi. Patru categorii de personaje. Sunt personaje bune, despre care nu găsim absolut nimica rău scris în Scriptură. Absolut nimic. Gândiți-vă, de exemplu, la un Abel. Da? Abel ni se prezintă ca un închinător, ca unul care a venit înaintea Domnului, oricât veți căuta, Abel mai este menționat în Scriptură și în Noul Testament, oricât veți căuta să găsiți o relatare, nu înseamnă că Abel n-a avut și el, pentru că moștenea de la Adam și Eva fibra păcătoasă. Dar niciunde în Scriptură nu ni se spune ceva despre Abel și despre uh, o stare rea în dreptul lui, ci tot ceea ce Scriptura relatează este de bine. Avem personaje în Scriptură despre care nu ni se zice nimic bun. Absolut nimic. Tot ceea ce ni se zice, ni se zice rău și este prezentat. Deci personaje bune și personaje rele sunt două categorii. Alte două categorii sunt personaje bune, lăudate de Dumnezeu, dar cărora le sunt prezentate și defectele. Și se vorbea dimineață foarte bine, citându-se din Psalmul 51 despre David. David este lumina ochilor lui Dumnezeu. David este un personaj prolific pe paginile Sfintelor Scripturi și este cel mai mare rege pe care Israel l-a avut și din el, din obârșia lui, din spița lui, se trage însuși Iisus Hristos, Domnul nostru, în arborele genealogic al liniei Davidice. Personaje bune, dar care ne sunt prezentate și cu aspecte negative. Și sunt personaje negative, să zic așa, personajele care au sclipit Hai să le numesc așa. Care au momente parcă în care te uiți la el și spui, domne, parcă e păcat că a fost rău cândva, că uite care are și parte parte bună. Și când uh, dau exemplul acesta, mă gândesc în mod deosebit la esau fratele lui Iacov. Oricât de mânios a fost, oricât de pornit a fost, oricât de mult a dorit să se răzbune și să lichideze pe fratele său Iacov, totuși a avut un moment de luciditate, un moment de căință, haideți să-l numim moment de pocăință, în care l-a primit pe fratele său, s-au iertat, s-au împăcat și au mers înainte. Personaje bune, personaje rele. Personaje bune cu aspecte rele și personaje rele cu aspecte bune. Astea sunt cele patru categorii de personaje care sunt prezentate pe paginele Sfintelor Scripturi. Și după ce făceam introducerea aceasta și prezentarea aceasta, elevilor mei puneam o întrebare. De la care trebuie să învățăm? La care personaje trebuie să ne uităm? Și răspunsul elevilor, clasa 4, bineînțeles, acum știu că elevii care i-am în această seară înaintea mea, Biserica Philadelphia, știe răspunsul corect. Dar. Elevii de clasa 4, -a, când îi întrebam la care trebuie să, toată lumea spunea la personajele bune. Și eu le spuneam și la bune și la rele. De la cele bune învățăm binele. De la cele rele nu învățăm răul, ne ferim de rău. De la cele rele învățăm ce nu trebuie să facem, pentru că Dumnezeu este același și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și dacă Dumnezeu a condamnat un lucru la un anumit personaj, pe paginile Sfintelor Scripturii, să nu credeți că s-a schimbat de dragul meu. Dumnezeu rămâne același, este un Dumnezeu imuabil, un Dumnezeu care nu se schimbă și la rău va zice tot rău. Mi-a plăcut felul în care Viorel își încheia scurtul mesaj pe care l-a adus în această seară înaintea noastră și a spus, fraților, haideți să ne propunem în 2020 următorul lucru: să iubim ce iubește Dumnezeu și să urâm ceea ce urăște Dumnezeu. Amin? Ei, să știți că Dumnezeu nu se schimbă, rămâne același. Dacă în Vechiul Testament a avut, a avut o atitudine vis-a-vis de un personaj, vis-a-vis de o faptă a unui personaj, să nu avem impresia că se schimbă ba mai mult, eu personal cred că pretențiile lui Dumnezeu au crescut mult mai mult datorită investiției. Cu cât investești mai mult, cu atât pretențiile sunt mai mari. În Vechiul Testament era o investiție a lui Dumnezeu, o revelație progresivă. În Noul Testament avem revelația revelațiilor, avem investiția investițiilor și ceea ce Dumnezeu a investit în enorm de mult este Isus Hristos, Fiul Său. De aceea spune în Evrei, în capitolul 2, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Dacă cei din vechime care n-au avut parte de atâta revelație, atâta descoperire din partea lui Dumnezeu și totuși au primit o dreaptă judecată din partea lui Dumnezeu, cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători la investiția lui Dumnezeu? Tocmai de aceea e important și de aceea subliniez în această seară înaintea dumneavoastră, frați și surori, e atât de important, dragii mei, să ne uităm în Scriptură. Personajele sunt un indicator. Personajele ne dau o direcție. Personajele ne arată ce trebuie să facem în relația dintre noi și Dumnezeu. Poate n-ar fi rău la un moment dat să ne uităm mai mult la personaje și dacă vă aduceți aminte, cei care nu prea ați lipsit joi și ați fost joi, noi am avut aproape două luni de zile. Un studiu legat de personajele din Evrei, capitolul 11. E adevărat că tematica a fost Evrei 11, credința. Și ne-am uitat și am zis prin credință Abel, prin credință Enoch, prin credință Noie și așa mai departe. Și ne-am uitat la credința personajelor. Dar în același timp am învățat și despre personaje ale Scripturii, care ne-au arătat ce este bine plăcut înaintea lui Dumnezeu și ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Mă rog ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze și să învățăm. Fie anul 2020, suntem în a cincea zi din anul acesta, fie anul 2020, anul în care în harul Divin al lui Dumnezeu vom învăța ce îi place mai mult lui Dumnezeu și ne vom strădui și ne vom sili să fim plăcuți înaintea Domnului. Amin? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Revin la Ioan. Ioan este un personaj de la care avem ce să învățăm. Sunt multe aspecte, aș putea să subliniem foarte multe. Scriptura vorbește mult despre Ioan, vorbește și în chip profetic. Vechiul Testament subliniază în cartea profetului Isaia, în cartea profetului Maleachi. Avem chiar dacă nu-i menționat cu Ioan, chiar dacă nu-i menționat și cu Porecla, pentru că nu l-a chemat Ioan Botezătorul. Nu aveți impresia că l-a chemat Ioan Botezătorul, eu știu cum îl cheamă Viorel Pomohac sau Gabi Ijac. Nu, și a fost titulatura, a fost porecla pe care i-au dat-o, identificându-l pe, pe Ioan cu lucrarea pe care a făcut-o. Scurtă. Se pare, după ceea ce înțelegem din scriptură, că a avut șase luni de slujire, șase luni de lucrare, dar cu un impact atât de puternic, extraordinar. Între el și Domnul Isus Hristos au fost șase luni de zile. Erau verișori. Prin Elisabeta și prin Maria erau verișori, dar impactul lucrării lui Ioan Botezătorul a fost unul cu totul și cu totul deosebit. Înseamnă că avem ce învăța de la el. Un om care l-a slujit pe Dumnezeu, un om devotat lui Dumnezeu, un om la dispoziția lui Dumnezeu, un om de care Dumnezeu s-a folosit. Întrebarea pe care o pun în această seară pentru fiecare dintre noi. N-ai vrea să fie omul pe care Dumnezeu să-l folosească? Asta nu înseamnă și nu ar vrea să te simți folosit de Dumnezeu. Cred că ne deranjează expresia aceasta. Folosit. Da, ăsta mă folosește sau ăsta. Nu. Când e vorba de Dumnezeu și de relația dintre tine și Dumnezeu. Îmi place atât de mult ceea ce spune Scriptura, zice, caut un om care să stea în... Haideți să vă spun ceva și să mă înțelegeți bine. Fratele Doru trebuia să conducă slujba în această seară, dar fratele Doru este omul din spărtură. Că n-am avut cine să fie la cântări. Și atunci a zis, caut un om care stă în spărtură, e o spărtură acum, n-avem pe nimeni la cântări. Cine stă la cântări? Doru Mureșan, nicio problemă. Vedeți? Asta înseamnă să fii omul la dispoziția lui Dumnezeu. Omul de care Dumnezeu se poate folosi atunci când Dumnezeu are nevoie de un om pe care să-l folosească. Și fiți fără frică că Dumnezeu contabilizează și răsplătește fiecare lucru. Dar știți că nu e ușor să faci o programare de slujire și nu vreau să mă plâng înaintea dumneavoastră. Și vă spun realitatea pe care o trăiesc de foarte multe ori. Pentru că primesc uneori telefoane, eu nu pot să vin, eu nu pot sluji, eu nu pot aia, eu nu pot aia. Și atunci resetează o programare întreagă și fă și vezi care sunt oamenii disponibili și așa mai departe. Ei, vreau să vă chem în anul 2020, haideți să fim oamenii care stăm la dispoziția lui Dumnezeu și atunci când Dumnezeu strigă numele meu, eu să zic, iată mă, sunt aici! Vreau să te folosești de mine Sunt tineri care au venit la începutul anului la mine Și m-a bucurat foarte mult Și mi-a zis frate Gabi Aș vrea în 2020 să fiu mai folositor Să fiu unul care Dumnezeu să mă folosească mai mult Aș vrea să fiu în fiecare joi la rugăciune Eu zic haideți să fiți și în fiecare marță la rugăciune Haideți că se poate frate și surori Se poate doar determinarea noastră Dorința noastră De a sta la dispoziția lui Dumnezeu Ioan Botezătorul Un om care a stat la dispoziția lui Dumnezeu Un om care a ajuns mare. Uitați, de 2000 de ani vorbim de Ioan Botezătorul. Șase luni de activitate. Nu vorbim de șase ani. Nu vorbim nici de 60 de ani. Isaia a avut o, o perioadă de aproape 60 de ani de slujire. Dar nu vorbim de Isaia parcă atât de mult cât vorbim de Ioan Botezătorul. Interesant. Eu am fost de multe ori în Israel. Nu știu de câte ori am vorbit de Isaia. Am citit din cartea profetului Isaia. Dar la Iordan vorbesc de Ioan Botezătorul. Când ajung în zona Betabara, când ajung la, în, în zona Chiumran, unde erau esenienii, vorbesc de Ioan Botezătorul. Vorbi mai mult, parcă, de Ioan decât alte personaje de pe paginile Sfintelor Scripturii. În dreptul lui Ioan, frații și surori, apare de două ori un adjectiv. De două ori. Și adjectivul care apare este mare. Și aș putea spune în această seară, înaintea noastră, că Ioan Botezătorul este un om mare înaintea lui Dumnezeu. Și dorința de mărire, să știți că am fiecare dintre noi o are, așa undeva un duc din acesta de înălțare, îl are fiecare dintre noi. Vă aduc aminte că momiala cu care diavolul a venit în grădina Edenului a fost exact aceasta. Zice, în momentul acela, zice, când veți mânca, vi se vor deschide ochii. Veți deveni înțelepți, veți fi ca Dumnezeu, veți fi mari. De ce să fiți inferiori? De ce să nu fiți mari? Știți că în momentul în care oamenii au sfidat Voia lui Dumnezeu, mă refer aici la Geneza, capitolul 11, în momentul în care au zidit turnul Babel. Unul din gândurile pe care le-au avut zice, haideți să ne zidim un nume, să ne facem un nume. Haideți să fim mari. De ce Dumnezeu să fie acela care controlează totul? De ce să nu fim noi ca Dumnezeu? Și de acolo încolo, omenirea de căzută, omenirea căzută, e o goană permanentă după a fi mare. După a fi mare. Nu i-a scutit nici pe ucenici lucrul acesta. Erau în intimitate, erau împreună cu Domnul Isus Hristos. Vă citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 22. Evanghelia după Luca, de la capitolul 22, versetul 24. Ascultați-vă rog frumos, și erau în intimitate. Deci erau împreună cu Domnul Isus Hristos într-o intimitate, era Paștele, cea mai mare sărbătoare evrească, Pasahul, Babaiul Domnul trecuse de la Paște la Cina Nou Testamentară, moment de spiritualitate, și ascultați, vă rog, pentru ce s-au certat. În loc să se certe cine să spele picioarele Domnului, ascultați ce s-au certat. Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai... Și a ajuns până la noi, să știți. Și a ajuns până la noi. Aduc aminte, am ținut înaintea noastră un subiect, o predică legată de slujire și am găsit o imagine foarte frumoasă, o imagine cu o barcă și patru care vin la barcă. Și interesant, toți patru care au venit la barcă știți cu ce au venit? Toți au venit cu cârmă. Dar la o barcă, la o mașină, nu este decât un singur volan. ca și cum patru șoferi se urcă într-o mașină și toți patru ar vrea să aibă un volan. Dar nu este decât un singur volan, să știți, aia al alți trei trebuie să stea și să se uite la cel care e la volan. Tendința și dorința este să fim mari. Dar rombătăsătorul, în aspectele lui, în lucrarea lui, scoate în evidență ce înseamnă să fii mare. Vreau să vă întreb, vrei să fii mare înaintea lui Dumnezeu? E diferență, e discrepanță foarte mare între ceea ce înseamnă să fii mare în lume sau ceea ce înseamnă să fii mare în ochii lui Dumnezeu. E mare diferență, să știți. Ascultați, vă rog frumos, tot din Evanghelia după Luca, am să vă citesc Luca 16 cu 15. Luca 16 cu 15. Iisus le-a zis, e vorba de cărturar, de farisei, Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați să ne prihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urciune înaintea Lui. Dar și sărul, lucrurile sunt foarte clare. Dacă vreți, împărățiile sunt antagonice. Se lovesc cap în cap. La ceea ce oamenii zic mare, zic deosebit, vor veni vremuri, și sunt vremuri grele, în care unii oameni vor socoti buni pe cei care fac răul. Lumea în care noi trăim este o lume a valorilor inversate. Vă rog să rețineți aspectul acesta. Lumea în care noi trăim este o lume a valorilor inversate. Dacă Dumnezeu zice ceva bine, oamenii vor zice rău. Dacă Dumnezeu va zice mare, oamenii vor zice mic. Pentru că asta este mentalitatea omenirii și a lumii în care noi trăim. Vă citesc din Romani, în starea în care omenirea a ajuns, ca un mesaj profetic pe care Apostolul Pavel îl are. Romani, capitolul 1, versetul 32. Ascultați, vă rog frumos, mentalitatea lumii de astăzi. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, decretul lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, adică Dumnezeu le desconsideră, Dumnezeu le uh, pune etichetă și spune vrednic de moarte, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le, pe cei ce le fac. Frașii și surori, Ioan Botezătorul este personajul de pe paginile Sfintelor Scripturi care vine și în două lecție într-o zi de bobotează și spune Vrei să fii mare înaintea lui Dumnezeu? Vrei să te uite Dumnezeu cu plăcere la tine? Știți că despre Ioan Botezătorul în momentul în care îngerul Gabriel a venit la Zaharia în templu a zis despre el lucrul acesta, zice El va fi mare înaintea Domnului în profeție, în mesajul angelic al îngerului Gavril a fost mesajul acesta, va fi mare. Domnul Isus Hristos, când s-a referit la Ioan Botezătorul, la un moment dat a zis, nu este altul mai mare decât Ioan Botezătorul născut din femeie. Și gândiți-vă, vă rog frumos, că născut din femeie era și un Moise Născut din femeie era și un Isaia, născut din femeie era și un Ilie, născut din femeie, pentru că toți se nasc din femeie la urma urmei. Oricât de mare ar fi și oricât de prolific împărat sau, eu știu, om ar fi pe paginile Sfintelor Scripturi, vine și spune Domnul Isus: nu este altul mai mare decât Ioan Botezătorul. Care este secretul atunci? Vrem să fim mari în ochii lui Dumnezeu. Vrem să se uite Dumnezeu cu plăcere la noi, frați și surori. Vrem să aprecieze Dumnezeu viața noastră, umblarea noastră, slujirea noastră Altfel n-ar avea niciun rost Venirea la biserică ar fi zadarnică, slujirea noastră, implicarea noastră Tot ceea ce facem ar fi zadarnic Dacă nu tindem spre lucrul acesta Dacă nu ne dorim să fie un deziderat al nostru Domne, vreau în 2020, în, an, în anul Harului Divin Vreau să te uiți cu plăcere la mine și la viața mea Folosim dacă vreți, sintagma aceasta Să fiu mare înaintea Domnului Frașii și surori Mare înaintea Domnului este cel care se conformează principiului care guvernează împărăția lui Dumnezeu. Repet. Mare înaintea Domnului este cel ce se conformează principiului. Acum, împărăția lui Dumnezeu, spuneam, este opusă împărăției lumii în care noi trăim. Lumea în care noi trăim are valorile ei. Lumea în care noi trăim are principiile ei și se ghidează după ele, se guvernează după ele. Împărăția lui Dumnezeu este opusă. Spune acolo Scriptura, zice, uh, să știți că uh, noi când ne uităm la cineva care plânge, de zi, uh, lacrimile uneori sunt un aspect al slăbiciunii. Știți ce spune Scriptura? Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi... A, uh. ah, interesant. Oamenii din jurul nostru nu apreciază lacrimile. Ce ai slab. Uh, uite de la el. Dumnezeu zice, Adun lacrimile într-un extraordinar. Vedeți? Principii diferite. Gândire diferită. Una e împărăția lumii și valorile ei, și alta e împărăția lui Dumnezeu și valorile pe care Domnul le are. Împărăția și tot ce are ea va trece într-o vreme. Mai devreme sau mai târziu toate vor trece, să știți. Dar împărăția lui Dumnezeu rămâne întotdeauna. Înseamnă că cine se conformează principiilor care guvernează împărăția lui Dumnezeu, va fi acela care va rămâne în viață. Care sunt principiile? Sau care este principiul principal? Pentru că am vorbit la singular. Acum am putea vorbi mult de principiile care guvernează împărăția, dar care este principiul la care îmi făceam referință? Pentru că spuneam, Ioan Botezătorul a fost un om mare pentru că s-a supus acestui principiu. L-a acceptat ca fiind principiul care îi Guvernează viața. Revin la acest Luca de la capitolul 22, la cearta dintre ucenici. Domnul are o replică, Domnul are un mesaj pentru ei. Luca 22, citește la versetul 24 în continuare, chiar dacă l-am mai citit o dată înaintea dumneavoastră. Între apostoli s-a iscat, iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Versetul 25. Iisus le-a zis... Împărații neamurilor domnesc peste ele. Și celor ce le stăpânesc, li se dau numele de binefăcători. Versetul 26. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic. Și cel ce cârmuiește, ca cel ce slujește. Și ca să înțelegem și mai bine aspectul acesta al guvernării împărăției lui Dumnezeu, Mântuitorul vine cu propriul exemplu și spune în versetul 27. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Și acum simplu, normal, că cel care stă la masă, bosul, ăsta stă, ăla vine și îl servește. Și nu-i place cum i-o prăjit, că el o cerut, eu știu, să-i facă friptura mai arsă și i-o făcut-o mai în sânge, eu o apoi că el e bosul. Dar ascultați-vă rog frumos principiul lui Dumnezeu. Nu cine stă la masă, ba da, îmi spune noi, sigur. Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Da și surori, principiul care guvernează împărăția lui Dumnezeu, vă rog rețineți, principiul care guvernează împărăția lui Dumnezeu este principiul smereniei. Smerenie înseamnă să-ți vezi Vedeți, noi avem uneori impresia că uh, smerenia stă înținută, în haine Să mă îmbrac într-un fel, într-un alt fel și așa E adevărat, și exteriorul nostru trădează De multe ori exteriorul trădează interiorul Dar dacă ar fi să ne uităm după, după aspectul acesta Am să vă întreb, Ioan Botezătorul i-a îmbrăcat într-o piele de cămilă și mânca lăcuste Domnul Iisus Hristos a avut o cămașă o cămașă pe care i-au sfârtecat-o, i-au împărțit-o între ei acolo când era la, au tras pentru ea la sorți și au împărțit-o. Acum, dacă ne-am uitat după haine, cine era mai smerit? Ea păi spune că e un botezătorul. Păi ăsta săracul numai o piele de, de cămilă pe el și domnul în cămașă, probabil o cămașă aranjată, fără cusătură, o cămașă deosebită. Dar cel mai smerit dintre toți a fost întotdeauna domnul. El a fost smeritul smerit, nu întotdeauna haina. A fi smerit Înseamnă recunoaște autoritatea, rămâne în locul în care Dumnezeu te vrea, în locul în care Dumnezeu are nevoie de tine Știți că Ioan Botezătorul în șase luni de zile a ajuns atât de popular și atât de recunoscut la un moment Încât oamenii veneau din toată Iudeea, veneau din Galileea, veneau din tot Israelul Vedeți, au venit liderii religioși, l-au întrebat, au venit soldații, au venit atâția la el, îi cereau sfatul un om fără pregătire, un om fără crescuse până la 30 de ani, pentru că la 30 de ani începea orice om activitatea aceasta, crescuse până la 30 de ani în gruparea eseniană, unii care s-au îndepărtat de la Ierusalim și stăteau undeva lângă Marea Moartă, în Sfințenie, se sfințeau și se puneau deoparte pentru Dumnezeu. N-a avut o foarte mare pregătire. Dar a fost omul care a stat la locul la care Dumnezeu l-a vrut. Când a venit Domnul Isus Hristos și a recunoscut și a zis, eu am nevoie de botezul tău. Cântam în cântarea pe care am adus-o înaintea dumneavoastră. Eu am, tu la mine să te botez, tu ești cel mai mare, eu sunt mic. Știți că toată lumea care era acolo la Iordan nu era pentru Isus. Și toată lumea care era la Iordan era pentru Ioan Botezătorul. Veniseră de pretutinde pentru el. Și totuși Ioan Botezătorul spune, eu trebuie să. Și vreau să vă citesc versetul acesta. Uitați-vă, vă rog frumos, la. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 30. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 30. Cuvinte extraordinare. Trebuie ca el să crească și eu să mă. Asta înseamnă smerenie. Vine vremea în care eu trebuie să intru în linia a doua. A fost o vreme în care am fost în prima linie, a fost o vreme în care am fost cel la care s-a uitat toată lumea, dar a venit o vreme în care eu trebuie să mă fac un pas în spate, pentru că este vremea lui. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea, frat și surori. Este mare înaintea lui Dumnezeu, cel care se subordonează principiului care guvernează împărăția. Se spune că un student a avut un vis și în visul lui tot timpul vrea să ajungă la informație, la cunoștință, să dobândească cât mai mult, să fie cel mai mare dintre toți studenții. Și tot se ridica el pe vârfuri, acolo unde era el în locul acela, în visul acela, să ajungă undeva pe rafturi, acolo credea el că este. Și s-a trezit din vis dimineață, s-a dus la cursul și s-a întâlnit cu profesorul lui preferat. S-a dus la el și a spus, teacher, am avut un vis îmi doresc să fiu mare, îmi doresc să fiu unul care asimilează, care cunoaște, unul care să fiu folositor, Domnul să se uite cu plăcere la mine. Și am avut un vis și cred că din partea Domnului vine visul acesta. Înseamnă că și Dumnezeu vrea ce vreau eu. Și mă tot ridicam, mă tot ridicam, aveam în fața mea niște rafturi și tot mă ridicam pe vârfuri să iau ceva de pe rafturi, nu găseam nimic acolo sus. Și cred că dacă găseam ceva acolo, dacă ajungeam să iau ceva de acolo de sus, cred că ajungeam și eram ceea ce îmi doresc atât de mult la s-a uitat la el și a zis, vrei să fii mare, da. Ei, atunci, dacă vrei să fii mare, nu trebuie să te ridici pe vârfuri. Dacă, trebuie să fii dacă vrei să fii mare, ceea ce te va ajuta se găsește sub rafturi. Apleacă-te! Și cu cât te vei apleca mai mult, cu atât vei găsi tot ceea ce ai nevoie ca la o vreme potrivită să ajungi ceea ce vrei să ajungi. Smeriți-vă, spune tot Petru, pentru că s-a vorbit mult de Apostolul Petru, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Și la vremea potrivită, frați și surori, Dumnezeu vă va... Asta înseamnă principiul care guvernează împărăția. Cine vrea să fie mare, trebuie să știe să fie mic. nu e ușor, mai ales când vrei să fii mare, mai ales când vrei să fii cineva. Cel mai greu este să te smerești, cel mai greu este să te robești, cel mai greu este să stai sub autoritate. E atât de greu, dar îmi place atât de mult exemplul acesta. A fi smerit înseamnă a fi la locul la care Dumnezeu te vrea. Vedeți? Ion Botezătorul spune, și vreau să mai citesc și versetul acesta și încă un gând și cu acesta am să închei. Ion capitolul 3, Evanghelia după Ioan capitolul 3, versetul 29. Și aici este, să știți, un mesaj profetic. Spune așa. Cine are să este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea, spunea Ioan, este bucurie de plină. Știți ce spune Ioan Botezătorul aici? Cea mai privilegiată poziție este poziția miresei. De aceea Mântuitorul spunea la un moment dat, zice, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu va fi mai mare ca Ioan Botezătorul. Interesant! Cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu va veni vremea aceea. Deci cel mai mare om din, din, din univers, să zicem așa, om, luat așa, născut din femeie, va fi mic în împărăție și cel mai mic în împărăție va fi mai mare ca și Ioan Botezătorul. Poate că ni se pare că e un joc de cuvinte, dar este o realitate. În ce sens? Ioan Botezătorul nu face parte din biserică. Sensul de împărăție în contextul acesta este biserică. Ioan Botezătorul nu face parte din biserică. Ioan Botezătorul face parte din prietenul mirelui. lui. Ioan Botezătorul este partea Vechiului Testament, pentru că la el undeva se încheie Vechiul Testament, iar la revărsarea Duhului Sfânt la cinzecime, când se formează biserica la Rusalii, de acolo începe o nouă etapă a împărăției lui Dumnezeu, dar Ioan n-a prins etapa aceea. Dar știți ce e interesant ce spune Ioan? Poate eram justificat să fiu și eu mireasă. Dacă sunt cel mai mare născut din femeie, era normal să fiu și eu parte în mireasă, parte în biserică. Dar dacă tu, Doamne, pentru mine ai hotărât să fiu doar prieten al mirelui, bucuria aceasta pe care tu mi-o dai este cea mai mare și sunt mulțumit cu poziția pe care... Și această bucurie care este a mea, bucuria prietenului, este o bucurie de plină. Mare în ochii lui Dumnezeu, frați și surori, este cel ce face cea mai mare lucrare pe care poți să o faci pe pământ. Acum m-am uitat la Ioan Botezătorul și la lucrarea lui. Acum, că, dacă am zis cea mai mare lucrare pe care... Dacă ne uităm și ne gândim la lucrarea lui Ioan Botezătorul, care credeți că a fost cea mai mare lucrare? Și acum simplu am zice pe la botezat pe Domnul, nu? Da, e o lucrare mare, l-a botezat pe Domnul Isus Hristos, a mai botezat și pe alții. M-am uitat în Scriptură, Ioan a botezat, a botezat pe cei care veneau și se pocăiau, a propovăduit, Ioan a propovăduit, a fost glasul celui ce strigă în pustie, a fost cel ce netezea cărarea Domnului, da, profetul care mergea înainte, antemergătorul Domnului, a condamnat păcatul, a condamnat ipocrizia, a avut o lucrare, să știți, foarte uh, importantă și, e adevărat, parcă peste toate l-a botezat pe Domnul Isus Hristos. Și am spune, o lucrare extraordinară. Frați și surori, vreau să vă spun ceva. Există ceva mai mult decât tot ceea ce am prezentat înaintea dumneavoastră. Există o lucrare mai mare pe care Ioan Botezătorul a făcut-o. Știți care a fost lucrarea aceasta? A îndreptat privirile tuturor. Încă o dată vă spun. Toți cei care au venit la Iordan, au venit pentru Ioan Botezătorul. Toți care au venit la Iordan, de oriunde veneau, Atât de puternic impact a avut Ioan Botezătorul asupra generației, asupra celor care veneau, încât în Efes, apostolul Pavel găsește al lui Ioan. Fapte 19. Pavel ajunge în Efes undeva în jurul anilor 50. Undeva în jurul anilor 50. Deci asta e aproape la am putea spune undeva la mai bine de 20, poate chiar mai bine de 20 de ani de la moartea lui Ioan Botezătorul. Și erau ucenici al lui Ioan Botezătorul în Efes. Cu ce botez ați fost botezați? Deci cu botezul lui Ioan. 12 ucenici al lui Ioan ajunsese în Efes, în Turcia de astăzi. Până acolo. Și țineau la credința aceea, țineau la botezul acela. Îl propovăduiau și ei. Atât de mare impact a avut Ioan Botezătorul în lucrarea pe care a făcut-o. Oamenii care au venit, au venit pentru El. Oamenii care au venit, au venit să-L asculte și apoi să primească botezul pocăinței. Dar Ioan a făcut o lucrare extraordinară și mare înaintea lui Dumnezeu. Este acela care face cea mai mare lucrare. Știți care a fost? Momentul în care toți se uitau la Ioan. Ioan arăta spre Isus Hristos. Ioan spunea, nu eu, el este mielul lui Dumnezeu. El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. El este Fiul lui Dumnezeu. Frați și surori, dragii mei, întrebarea pe care o pun în această seară și cu aceasta finalizăm. În 2019 a îndreptat privirea colegului tău, a celor din casa ta, spre Isus Hristos? Oamenii poate s-au uitat la noi, dar noi suntem doar cei care vrem să fim mari înaintea lui Dumnezeu Îndreptând privirile altora spre Isus Hristos. Suntem de 20, de 30, poate de 40 de ani în Australia. Câți au venit la Isus Hristos prin noi? Prin lucrarea pe care o facem? Ca să fim mari înaintea lui Dumnezeu. Ioanit are o poezie foarte frumoasă. Și poezia spune în felul următor. Unde am pus-o? Că am avut o poezie aici la mine. Da, am găsit-o. Poezia se numește E frumos. E frumos când poți în viață să fii darnic și milos. Să te duci de dimineață, să ștergi lacrima răzleață. E frumos. Eu o lucrare și asta. Să știi să mângâi, să ai un cuvânt de îmbărbătare. E frumos. E frumos când zboară ani să-ți faci viața cu prinos. Să hrănești cu drag orfanii, să ajuți pe toți sărmanii. E frumos să ai acte de caritate. Nu i lucru rău, ba din potrivă, se apreciază. E frumos când nu-i răpusă jertfa ta de un gând fălos, când în taina nepătrunsă îți faci haina ce ascunsă e frumos. Însă, vă rog, rețineți, spune Ioanit, însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chempi un om pe oricare. Dintr-o viață de pierzare, la mărit să fie numele Domnului. Asta le face mari înaintea lui Dumnezeu, să știți. Dincolo de toate jertfele, dincolo de toate actele caritabile, de tot ceea ce facem, trebuie să arătăm și să-l îndreptăm privirile oamenilor spre Isus Hristos. Ioan asta a făcut, de aceea Ioan este mare înaintea lui Dumnezeu, pentru că s-a smerit și l-a scos în evidență pe Isus Hristos. În tot și toate, binecuvântat și onorat să fie numele Domnului.